Primarul Slatina Emil Moț și soția sa au votat la ora 11 la școala Constantin Brâncoveanu din Slatina. Aceștia au intrat în cabinele de vot încrezători și sigur că prin alegerea lor lucrurile se vor schimba în bine. Eu am îndrăznit să cred în Slatina și am votat ca atare. Îi invit pe slătineni să vină la vot și să îndrăznească să creadă în Slatina. Dacă edilul i-a îndemnat pe slătineni să-și exprime cu încredere dreptul la vot, soția sa a ales astăzi cu gândul la fiul său și la toți copiii din România. Tot pentru Slatina și pentru viitorul copiilor noștri. Este pentru prima dată când Emil Moț votează la Slatina în calitate de primar. 2016 este și anul în care acesta a fost ales primar al municipiului Slatina.